Păi și m-ai amenințat, deja lipsesc, mă bat. Eu n-am spus toată viața mea primar, domnul Bregar. Așa, n-am spus toată viața păi mea. Păi și mă bat. Și o să vină ziua când o să mai discutăm cu altul. Mă tem că n-ai spot. Pentru toate insultele care mi-ai făcut. Mă tem că n-ai spot. Multe promisiuni ai făcut în viața asta și nu le-ai ținut. Mai ales de când ești politician. Tu cauți și acum. Tu cauți și acum. Și ți-aș da una. Dai presa de față. Eu mă tem că nu ești capabil de nimic. Numai de promisiuni ești capabil. Numai de promisiuni ești capabil. Lasă-mă, nu mă trage de mâini și ieși în mintea lui Chertoacă. Și faci, băi, sălbaticule. Și faci, băi, sălbaticule. Poliția! Săriți că ei sunt sălbatici la primărie, sar la oameni. Poliția! Ia uite, vreau să rupă ușa. Și ai, băi, omule, ai mai văzut oameni? Și sari la bătaie, ce-ai pățit? Ești angajat la primărie, plătit din banii noștri? Dar și te porți ca sălbat și băi? Ai mai văzut oameni? Auzi face. În fața primăriei nu vor nicăieri. Vor să distrugă, să vedem până unde scoate mie. Dar primarul de ce nu-i la el în birou? Unde îmblă? Oamenii te-au așteptat aici câteva zile la rând, și în fața primăriei, și la fața locului, la șantier. Dar sunt mai mult șantiere. Neta la care șantiere chemi? Stai să vedem cum plimb primarul. Ce faci, omule, mă forțez? Dar de ce să mă dau? Stai, băi, că sunt prins mâna. Ce faci, măi, mă calicești? Nu-s teritoriul primăriei, că îți intru după primarul meu. Domn Chertoacă, mă bat bandiții! Domn primar! Îți mă calicești, omule, ce faci? Poliția! Săriți, mă omoară bandiții! Săriți! Chemați, vă rog, poliția! Ce faci, banditule? Ți sai la oameni? Am vrut să văd cu ce mașină îmbl primarul și n-am voie să intru în curtea primăriei. De ce te porți așa? Știi că ai să răspunzi penal? Ce forță-ți ușa? Ați distrus intrarea! Nu, nu,